Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A, link în descriere, iar pentru o reducere de 3% la orice joculeț folosește codul MODĂ chiar acum. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. După cum observați, după cum ați văzut și în titlu, da, m-am decis într-adevăr definitiv să mă las, dar nu de Brawl Stars pentru moment, adică nu vreau să mă las de Brawl Stars prea curând. Încă încerc să mai joc câteva meciuri zilnic, să mai dau câteva meciuri, să mai fac un episod, câteva live-uri, dar de powerplay nici nu mai vreau să mai aud prea curând. Pentru că, efectiv, după cum observați, am 632 de trofee, da, de puncte de acestea și mi-a dat 550 de star points-uri pe contul acesta mare. Nu mai am, frate, nu mai am răbdare, nu mai am nervi, efectiv, ca să joc la powerplay, mai ales la trofee și puncte mari, sincer. Pe contul ăsta am terminat pe 707 global odată, gen odată cu câteva săptămâni. Pe contul secundar am terminat top 300, parcă, da, o să intru imediat și pe contul secundar. Dar m-am decis efectiv să nu mă ajut la powerplay pentru niște amărte de star points-uri pe care efectiv nu pot să cumpăr, gen... Pot să cumpăr decât de pe shop skin-uri din acestea care efectiv nu înseamnă nimic. Mă enervez, îmi stric creierul pentru ce? Pentru nimic? În fine, înainte de a începe, nu uitați de butonul de like de abonă. Wow, două event tickets-uri gratis! Chiar acum, băieți, intrați chiar acum pe joc, prindeți două event tickets-uri gratis. Deci nu uitați de butonul de like de abonă dacă doriți să mă susțineți în seria de Brawl Stars. Efectiv, sincer, sunt fără idei de ce să mai postez pe joculețul acesta. Lăsați-mi în secțiunea de comentarii dacă aveți mai multe idei despre ce să postez sau ce să mai fac. Eu sunt la capătul ideilor, ca să spun așa. Deci nu uitați de butonul like și de abonare, follow pe Instagram, mădălin.adrian23, TikTok tot la fel. Și hai să intru și pe contul secundar, să vedem câte star points-uri am luat. Wow, aici sunt destul de multicele, vreo 724 și 700 de star points-uri. Foarte, foarte tare, bro. Ce pot să spun? Ok, pot să deschid și un Brawl Box și o să încerc eu să joc ca să deschid, mamă, ce m-am speriat, am văzut bonusul acela, să deschid și un B-Box, să vedem dacă poate să dea ceva. Star Power nu mă interesează. 3 event ticket-uri și aici, 3 cu 2, 5, băieți. Vedeți, Supercell-ul ne învață și limba, doamne, am vrut să zic limba matematică. Supercell-ul ne învață și matematică și ne dă și lucruri gratis. Ce vreți mai mult de atât? Bineînțeles că eu aș vrea să fac curând rank 20 pe P și pe Mr. Pipi și pe Spike. Hai să dau eu câte un meci la fiecare game mode ca să pot să deschid și un B-Box. Nu vreau să mă forțez prea tare pentru că nu are sens, v-am zis. Vreau să mă joc Chileanu și să mă joc cu cap jocul acesta, nu vreau să mă mai enervez atât de tare. Și asta vă zic și vouă, nu vă mai enervați, băieți, pentru că o viață avem. O viață avem și jocul ăsta nu ne încântă cu nimic, sincer. Ok, o să încerc să am eu aici... Oh my god, am luat și mina aceea. Să am controlat asupra mijlocului, dar... Că la tot dă niște mine destul de frumoșele, ești nebun? L-am omorât pe... Ok, bun. Bull acolo, presiune, să sperăm că se descurcă. Hai că s-a descurcat Bull, dacă e. Tot ce te să fac treaba. Se dă aici cu peretele, dar n-a sărit. Din păcate, hai totul să nu mă risc. Tickle-a e super, super bun. Măcar m-am oprit ca să nu sară mina. Bă, nu mă ajută deloc ăștia mei, frate. Ok, ce oră ai ca să revit? Ai ca să revit, da. Bă, ce enervant e tickle-a. Ok. Mina aceea. A luat Bull ăla. Perfect. Îl aștept puțin aici. Sper să nu moară Bull. Puteam să jur că va muri Bull, efectiv. Ok, hai că a recuperat ce oră. Nice. Ok. Nu mai ai nicio șansă. Bă, da, e bun și tic ăsta, mă, e bun de enervant. Ok, am crezut că vine după mine, dar n-am mai avut nicio șansă. Perfect, primul meci câștigat, foarte tare. Un meci fără nerv, băieți, un nerf e ceva ireal. Să nu-mi fac nerv eu în meciul acesta? Se pare că jocul revine la normal. Hai să dau un meci cu Spy. Dacă nu mai fac nervi. Mamă, numai ruși, timp de ruși. Și mai am un echipă încă un rus la mine în echipă. Cum au stricat chinezii Clash Royale-ul, ăștia strică Brawl Stars. Bine, l-au stricat de mult. Hai mă, Ruznacus. Uite, unul nici nu joacă de la ei. Bine, frate. Aștia-s rușii, ce pana avea să faci. Hai mă, Frank, mă. Mamă, tiki-taka Barcelona, Frank. Dar fii atent care a venit Frank. Prin ca lor. Păi de ce stați mă unii în alții, mă, frățioare, mă?
Am dat și superul de easy și că e ireal. Ok, hai că l-am omorât, dar am o problemuță. Uuu, bă, am dat hit-ul, bro, am dat cu peretele, de ce nu s-a... de ce nu s-a pus hit-ul, bro, pentru că eu l-am dat, am vrut să dau cu trickshot. Că un hit cred că mai trebuie și o să-și dea superul. Bă, mersi că ai spart peretele, bro. Adică ești chiar forță, rău de tot, omule. Nice, hai că l-am omorât. Ok, thank you very much. Bine că ați spart și voi peretele. Ok, bine, puteam și să nu dau superul, să dau hit-ul normal pentru că efectiv și ora sărise. Bă, dar cioara aia vine all-in și moare imediat. Da, cum să nu? Da, uite mă că l-a nimerit, mă, l-a nimerit Franco. Nice. Bun, bine Frank acolo a jucat. L-am omorât, da, n-o să dea, bă, pun la pariu că n-o să dea gol. V-am spus, o să se hazardeze astfel încât n-o să dea gol. Măcar dăm pasă, bro. Leșin. Leșin, băieți. Leșinesc cu băieții mei. N-am cum, n-am cum efectiv. Bă, te-a dus să nu dea gol. N-a nicio șansă. Măcar am stat bine. Deci ăla Frank ăla nu știa ce să facă efectiv cu mingea. Eu măcar am încercat. Am încercat să fac ceva. Frank doar mergea cu ea și atât. Ăștia-s rușii, bro. V-am zis. Cum am omorât chinezii glejuialul, așa omorât rușii jocul ăsta. Foarte mulți ruși. Bonus remaining. Ok, nu mi-a dat absolut nimic. Pe mapa asta să încerc eu Mr. P. Se iau un token așa la fiecare. Da, de ce nu? Că de powerplay nu cred că o să încep și sezonul ăsta să joc. Nu prea cred. N-are sens. Ia să vedem. Savage Arepa. Mamă, cât bălă-i tic. Și moaie ei. Bă, frumos a dat hit-ul ăsta. Cred că... Emza și renunțat. Am încercat să rezist acolo. Dar cine ne dă damage? Cine ne-a dat damage? Bă, bro, pe bune, frate, bă. Cum o să-ți dea Tana mai mult atâta damage, mă? Ok, un lucru e sigur. De ce n-ai bani, nu... Zice, mai bine mă duc eu să dau... Da, nu, că e Emzu. Să vedeți că o să ne bată ăștia. Să vedeți că o să ne bată din simplu fapt că... Din simplu fapt că nu poate să dea damage. Hai mă, frate, mă, acum dați damage. Bun, nice. Ah, în meciul ăsta nici eu nu știu ce se întâmplă. Oricum, ce e drept e că băieții au început să joace destul de tryhard și dintr-o feie mici, asta e clar. Mai am de luat pe undeva? Nu, o să intru la solo. O să intru la solo, ce mapă este? Cu pere... O știu. Cred că ar merge bine pentru Mr. P. Dar o să dau un match și cu Mr. P, un match și cu Spike. Și cam asta a fost episodul. Ia să vedem, m-a spawnat. Bă, cred că e partea cea mai bună asta. Gen de chest-uri și de tot ce trebuie. Bam, bam, bam. Hai să luăm și power-up-ul ăsta. Văd că este o... Ok, și Max este super bun. Dacă e să o dau un 1v1 cu Max, mă cam leșină. Hai să iau power-up-urile. Nice, 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 hai că fugi ăsta de mine. Iau și power-up-ul ăsta, nice. Este și ele aici, care cu siguranță cred că va muri. A murit. Get wrecked, Ciorogârles.
Hai, vino cu, vino cu dacă ești maker. Nu vine, mă, e frică. Vino, mă, să ne batem, mă, cu tot creierii. Bă, dacă de mult durează energy drink-ul ăla, mă. Mi se pare insane, frate, cât de mult poate să dureze energy drink-ul. Am power-a prea mare. Power-a prea mare și prea ce să facă băieții. Mă duc așa all-in, mă duc prin boscheți. Bă, unde naiba sunt? Wow, bro, ia uite unde sunt băgați oamenii mei. Oamenii mei, bro, oamenii mei. Ok, Max ăsta care nu știe altceva decât să fugă. Frank aici care din nou o să fugă extraordinar de mult. Băi, nu mi-a luat energy drink-ul, what? L-am omorât până să ia energy drink-ul? Mi se pare genial chestia asta. Respect el primo. Ok, mai, un meci cu o spike am zis că mai dau. Meciul ăsta a fost destul de rapid. Am făcut 462 de trofee. Bun, pot să deschid și un brawl box? Da, chiar pot să deschid un brawl box. Ok. Ia să vedem. Bine, aș putea să deschid chiar și... Dar mi-ar trebui două meciuri să câștig, nu? Acesta va fi ultimul meci. Am zis că voi da două meciuri, am dat un meci off-camera ca să nu... Ca să nu mai stau eu foarte, foarte mult la editare, pentru că, efectiv, voi vedeți... Nu știu, dau exemplu 10-15 minute, dar mie mi-a foarte mult ca să editez. Hai că le-a dat băiatul meu. A rupt chesturile cu pereții. Pleacă, măi, de aici, măi, șobolane. Nice, ăsta tot aici o să vină și o să dea. Că-ți bag acum hit-urile, îți bag cactusul din silbac. Opa, mi-a dat și el hit frumos. Bă, sper că nu este cineva aici. Wow. Puțin cam riscant, pentru că, efectiv, Brock the Splash. Nice. Cred că va fi meciul meu cu siguranță. Cu siguranță la cât power up am. Numai să nu vină cineva cu energy drink. Aș vrea să mă răzbun puțin pe Carl. Opa, opa, hai că l-am prins. Nice. Am vrut să mă răzbun pe Carl pentru că efectiv omul venise cu foarte multă presiune pe mine. Salut, Ems. Atunci la început mă refer. Este Mortis. Bam. Mamă, cum l-am căpăcit pe om. N-a avut nici cea mai mică șansă, băieți. Nici cea mai mică șansă. 432 și pe spike. Nu se pune problema. Ia să vedem din brawl box-ul acesta ce nimic o să ne dea. Hai să pun și pe full screen. Ce credeți? Nimic. Bine, ne-a dat gold măcar. Adică mi-a dat gold. În fine. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul like și de abonare, băieți. Oficial nu cred că o să mă mai joc prea curând la asta, la... Sau să mai joc eu la Power Play, să încerc să mă mai joc, pentru că altfel altceva nu prea ai ce să faci pe jocul ăsta în momentul de față. Habar n-am. În fine, nu uitați de butonul like și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!